După un raport realizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, reiese că sute de unități de învățământ nu sunt autorizate sanitar sau din punct de vedere al situațiilor de urgență. Potrivit ISJ, în județul Suceava există 873 de clădiri cu destinația de învățământ, din care 248 sunt autorizate sau avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 155 nu sunt autorizate, 51 sunt în curs de autorizare și 419 clădiri nu fac obiectul autorizării. Din punct de vedere sanitar, doar 358 de unități, din care 144 din urban și 214 din rural au autorizație. Pentru celelalte școli, lipsa autorizației sanitare este cauzată de lipsa apei potabile, ori apă neconformă, lipsa apei curente din rețea, ori inexistența cabinetului medical. De precizat este că noul an școlar va începe în anumite unități de învățământ, deși le lipsește cel puțin una din cele două autorizații.